simțit? S-a schimbat entuziasmul copiilor din generațiile trecute și acum se iubește la fel de mult Zimbru ca înainte? Probabil puțini cunosc deja rezultatele Zimbrului din ultima, dat fiind faptul că în ultima perioadă au fost mult mai puține rezultate. Evident că acest lucru și impune într-un mod oarecare psihologia copilului să fie alta sau atitudinea copilului să fie alta. Dar din același punct de vedere sunt sigur că atât antrenorii cât și părinții lucrează destul de bine cu copiii și nu în zadar și solicitările către Academia de Fotbal sunt într-o creștere continuă privind înmatricularea copiilor. Poate din punct de vedere și a profesionalismului, cât și a iubirii față de sportul rege, care eu au copiii, și din considerentul acesta noi lucrăm, încercăm să lucrăm în permanență, să le explicăm și copiilor că Zimbru totuși este un brand, este o valoare, este o tradiție a sportului moldovenesc, nu doar a fotbalului moldovenesc, și din acest punct de vedere trebuie să o facă cu mândrie și cu profesionalism toate lucrurile care le fac ei. Da, ne spuneți un lucru pe care îl oferă aici Academia Zimbrului, dar altele nu le pot da băieților. Bine, noi suntem unicii care de anul acesta am și demarat proiectul de atât cazare cât și alimentație pentru copiii care sunt din afara municipiului Chișinău și nu își permit, dar au o valoare din punct de vedere profesionistă și ar dori ei să facă fotbal la nivel profesionist. Din acest punct de vedere, cu toate greutățile care le întâmpinăm, am demarat procesul de cazare și alimentare. Acest proces le oferim o cazare, cred eu, destul de bună pentru copii, și cu alimentație care, dintr-un punct de vedere, nu ar permite părinților deja să-și facă griji pentru lucrul acesta. Asta oferim pentru toți copiii care sunt la noi cazați la momentul dat. Un număr, cam câți copii sunt? Număr total. Vorbim de peste 400 de copii an de an care sunt încadrați în familia Zimbru. Bine, acest număr uneori a fost și 480, a fost și 350. Numărul diferă în dependență de grup, în dependență de starea lucrurilor în țară, fiindcă într-un final este și o taxă care se achită, asta o știm cu toții, nu este un secret. Dar per total putem spune că suntem cea mai mare academie de pe teritoriul Republicii Moldova și oferim niște servicii de calitate. Da, și ne spuneți despre cum se face selecția asta, să treacă un jucător tânăr din Academie în echipa mare și dacă este o politică deja, să spunem așa, bine definită. Da. Bine, deci fotbalul se schimbă de la zi la zi, nu mai vorbim de la an la an. Fotbalul este într-o continuă schimbare. Și dacă anterior vorbeam de timpi care sunt acordați unui fotbalist pe terenul de joc și vorbeam de 5 minute, 6 minute care puteau jucătorul să pună piciorul pe minge, acum vorbim mai puțin de 2 minute. Este o viteză semnificativă cu care crește nivelul de joc și intensitatea jocului. Din acest punct de vedere, noi suntem în permanență a studiilor și vedem ce se face în lume, nu doar ce se face în spațiu estic sau nu mai vorbim doar de Republica Moldova. Pentru asta noi analizăm diferite studii care sunt puse la dispoziție de către Asociația Europeană a Cluburilor de Fotbal și din punctul ăsta de vedere în permanență încercăm să facem schimbări. Și spre exemplu selecția copilului, că nu putem face selecție la vârsta de 5-6 ani. Nimeni nu poate să decidă și să vadă cine va fi fotbalist și când va fi fotbalist. Lucrurile, din nou, și la copii sunt schimbările și dezvoltarea lor poate să fie într-o continuă stagnare, după care să explodeze și viceversa. Din acest punct de vedere, noi întotdeauna încercăm să analizăm lucrurile, dar din punct de vedere strategic, la nivel de academie, la vârsta de 14 ani, deja se face selecția propriu-zisă. La vârsta de 14 ani, dacă sunt până la 14 ani, dacă la acea vârstă sunt 2-3 grupe valorice, atunci la vârsta de 14 ani deja se realizează doar una singură, după care încep deja propriu-zis nivelul profesionist de fotbal. Până la vârsta de 14 ani, veți vedea și dumneavoastră la alte academii de fotbal, nu se face fotbalul profesionist. Ele diferă în dependență de, spre exemplu, forța fizică nu se face până la vârsta de 15 ani, În țările mari, la Academia Barcelona, la Academia Inter Milano și tot așa mai departe, care avem noi studiile.
Exact la aceasta încercăm și noi să ne racordăm, să facem corect și să facem studiile analizate corect. Din acest punct de vedere, selecția propriu-zisă se face la vârsta de 14 ani la copiii din Academia de Fotbal Simbru. Ulterior, încercăm încet, încet să-i demarăm către prima echipă. Cazul de anul acesta, noi la vârsta categoriei Under 19 în campionatul Republicii Moldova la fotbal, evoluam cu copii cu 2-3 ani mai mici. De ce? Fiindcă totuși le trebuie, dacă copilul să vedem că dispune de un profesionalism ridicat pentru vârsta lui, atunci încercăm să-l provocăm la o vârstă mai mare. Exact asta s-a întâmplat și la prima echipă. Ați văzut, s-a dat și presie, noi suntem cu copii tineri, care știm cu certitudine că dispun de o valoare inestimabilă pentru Republica Moldova, pur și simplu adaptarea lor este una mai grea. Mai în timp și o să dezvolte și dezvoltarea lor, cât și profesionalismul lor, o vom vedea în timp. Acum, la moment, trebuie să avem răbdare. Da, bine, vă mulțumesc foarte mult, cred că cu multă plăcere. Da.